salutare și am ajuns în sfârșit după, cred că vreo 5 luni aproape, 4-5 luni de când tot încerc să-l aduc pe Florin la un antrenament de coapse. Suntem în cea mai nouă sală 18 gym din Cluj și astăzi o să facem coapse. Ok, ce zici, da? Să vedem ce o să iasă, nu? Noi o să facem, o să postăm tot. O să fie și pe YouTube, punem și pe Instagram, pe YouTube, pe absolut tot. Deci share, like și comment și puteți să încercați și voi în ceva supraomenesc. Ok, deci începem antrenamentul. Primul exercițiu mai mult ca un pump, să punem sânge în mișcare, o să fie extensiv. Am făcut deja două serii, 40 de repetări, asta e ultima, undeva la 20 de repetări. Primul exercițiu pe care o să-l facem, propriu zis, să fie la presa de 45 de grade, cea mai apropiată, cursă lungă, controlată, 3 serii total, prima la 15, a doua 12 și asta e ultima de 10, maxim, dacă mergi și 12 repetări. Hai, și... Olai! Uite! Haide! Bun! Al doilea exercițiu, să facem genoflexiuni, să folosim squat row, să facem doar un total de două serii, picioare tot așa mai apropiate, cursă lentă și nu mergem jos de tot să activăm fesele. Hai! 10 repetări la două serii. Și hai! 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 Și! Al treilea exercițiu o să facem la o presă orizontală, unde o să fie o mișcare mai directă, încercăm să atacăm doar capsele, foarte amplă mișcarea și o să facem un total de două serii, 12, maxim 15 repetări. Hai. Bine, 2, ăla-i, 3, 4, 5, 6, 7, hai, 8, încă, hai încă una, super, bun, ăla-i, ăla-i. Al patrulea exercițiu o să folosim H4, picioarele apropiate, o să facem o cursă foarte lentă pe negativ și explozie pe pozitiv, doar două serii, undeva la 10, maxim 12 repetări. Ok, hai, hai și lent, 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 mai, și explozie, hai, bun, ăla, și, bun, hai, și, hai. Ola, lent, lent, și hai că merge. Super, hai, și hai încă două, lent și explozie. Bun, și acum ultima, lent, 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 lent,
du-te, 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 hai și, bum, ăla, încă, hai, și, lent, lent, și explozia, bum, hai, grijă. Al cincilea exercițiu, tot o presă de 45, doar că schimbăm un puțin unghiul, să folosim nebula, picioarele puțin mai depărtate, atacăm partea din interior a coapsei, tot două serii, dar undeva la 12 repetări, chiar 15. Bun, hai! Am ajuns la ultimul exercițiu, extensii, da, din nou, doar de această dată o să facem exercițiu propriu zis, unde o să facem un total de 7 serii. La fiecare serie 10 repetări, urcăm greutatea progresiv. Hai, și ăla e. 3, ăla și 4, 5, 6, și încă, 7, și 8, încă 2, 9, și ultima, ăla e. Bun, și acesta a fost antrenamentul de astăzi pentru coapse. Deci ce am făcut? Am făcut foarte multe unghiuri, undeva la maxim 2, maxim 3 serii pe exercițiu, mișcare controlată, am încercat să atacăm doar mușchiul quadriceps. Ce zici, Florin? Cum a fost antrenamentul? Diferit față de ce fac eu, de ce? Da, deci faci un antrenament total diferit, nu? Da, mai multe. Deci mergi mult pe volum. Mult pe volum. Ok. Și multe serii. Am înțeles, deci practic asta a fost ceva mai diferit, că am făcut doar maxim 2 serii. Da, da, eu de obicei fac mai multe serii. Ce, unde, cap, câte serii pe exercițiu? 6 și 10 serii. 6 și 10 serii? Și câte exerciții? În total. Undeva la 5-7 exercitii. Ok, am înțeles, deci practic... Să ce... fac un circuit. Am înțeles, deci practic faci un antrenament de volum, dar cu toate astea poți să zici că a fost ceva diferit. Da, mă, lăsa. Dar să vedem ce se întâmplă mâine, poi mâine. Băie, deci cam acesta a fost antrenamentul. Sper că o să-l încercați, adică încercați-l, dați un like, dați un share și comentați dacă vreți. Peace!